Bună dimineața, stimați jurnaliști, stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni. Numele meu este Nicolae Banfil și sunt director de program al Asociației Promolex, programul monitorizarea proceselor democratice și totodată sunt și șeful misiunii Promolex de observare a alegerilor prezidențiale, dar și a referendumului constituțional din 20 octombrie 2024. Astăzi, împreună cu colega mea, Mariana Focșa, vă vom prezenta cel de-al patrulea raport de monitorizare al misiunii de observare și, înainte de a procede nemijlocit la prezentarea raportului, țin să vin cu câteva mesaje și cu câteva anunțuri legate inclusiv de ziua alegerilor. În primul și în primul rând, pentru că suntem la finalul perioadei în care candidații au putut face agitație, colegii noștri fiind în teritoriu observatorii pe termen lung, dar și echipa centrală au depus un efort foarte mare pentru a produce aceste rapoarte, pentru a observa procesul electoral și țin neapărat să le mulțumesc pe această cale pentru tot efortul depus și să-i îndemn și în zilele următoare, în ziua alegerilor, să fim la fel de activi și în teritoriu pentru a completa tabloul scrutinului electoral ca să înțelegem inclusiv și ziua alegerilor, cum s-a desfășurat. Totodată vreau să aduc mulțumiri și să menționez contribuția partenerilor de dezvoltare care contribuie la realizarea activității misiunii de observare. Este vorba despre partenerii donatorii care găsiți și în fiecare raport indicați, menționați la fiecare început de raport. Este vorba despre Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Este vorba despre Uniunea Europeană prin intermediul proiectului Proelect implementat de German Marshall Fund. Este vorba despre Guvernul Marii Britanii și este vorba de Fundația Soros și Organizația Internațională a Francofoniei. Vreau să vin, cum spuneam, și cu câteva mesaje despre ce vom face noi în următoarele zile, pentru că este important. În primul rând, să vă aduc la cunoștință despre efortul de monitorizare pe care îl vom depune în ziua alegerilor. Astfel, misiunea Promolex va avea 615 observatori statici în țară, plus la aceștia vor fi și cei 30 de observatori statici tot în țară, dar care vor activa în secțiile de votare deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană. De asemenea, peste hotare vom avea 90 de observatori statici în, practic, majoritatea țărilor în care vor fi deschise secții de votare, iar restul secțiilor de votare la nivel național, pe teritoriul țării, vor fi monitorizate prin intermediul a 89 de echipe mobile. În total, Promolex estimează pentru ziua alegerilor să aibă în teritoriu, atât în țară cât și peste hotare, 935 de observatori. De asemenea, aș vrea să vă prezint și calendarul misiunii pentru ziua alegerilor, respectiv duminică 20 octombrie, misiunea de observare va organiza conferințe de presă și va difuza comunicate de presă conform următorului orar. Ora 9:00 va fi conferința de presă aici în această sală cu referire la deschiderea secțiilor de votare și votarea până la această oră. Orele 14:00, conferință de presă și comunicat de presă cu detalii despre desfășurarea votului. Orele 19 și orele 22, adică după închiderea secțiilor de votare, vom avea detalii iarăși despre desfășurarea scrutinilor și ultimele detalii despre votare și închiderea secțiilor. Acestea vor fi prezentate doar prin intermediul comunicatelor de presă. În eventualitatea că în ziua alegerilor se vor întâmpla evenimente majore, semnificative, care vor impune ieșirea în public și seara, vom anunța suplimentar acest lucru și vă vom invita respectiv la briefing-uri sau conferințe de presă suplimentar. Luni, 21 octombrie, la orele 11:00, vom avea o conferință de presă dedicată constatărilor din ziua alegerilor și concluziilor monitorizării.
Tradițional, în cadrul acestei conferințe de presă, vom prezenta și rezultatele numărării rapide a voturilor. Țin să precizez, acei 615 observatori statici care vor fi în secțiile de votare, exact pentru acest lucru sunt detașați în secțiile de votare, pentru ca să avem acces inclusiv la procesele verbale de la finalul zilei, de la totalizarea rezultatelor, ca să putem și noi număra în paralel cu autoritățile rezultatele votării și rezultatele concurenților electorale. Deci, încă o dată, vă așteptăm la conferințele de presă de duminică, dar și de luni, aici în sala de conferință a Asociației Promulex, strada Petru Movilă, 23/13. Totodată, fiind iarăși la sfârșitul perioadei în care s-a făcut agitația electorală, țin să vin și cu câteva mesaje în adresa diferitor actori, să spunem așa. În primul rând, aș avea un mesaj către competitorii electorali. Astăzi este ultima zi în care este permisă agitația electorală. Lăsați cetățenii să decidă singuri. Mâine, poi mâine, lăsați cetățenii să decidă singuri. Iar autorităților, în continuare, i-am îndemnat să dea dovadă, așa cum au arătat și pe parcursul acestei campanii, de responsabilitate și proactivitate, respectiv funcționarilor electorali le dorim sau le solicităm să nu se lase intimidați, să-și realizeze obligațiunile de serviciu responsabil și imparțial, iar organelor de forță să acționeze în limitele competenților și să reacționeze prompt la tentativele de influențare a opțiunii alegătorilor, dar și la încălcarea legislației electorale. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vin cu un îndemn și către cetățeni. Stimați cetățeni, mergeți la vot, participați activ, este dreptul dumneavoastră constituțional, indiferent de opțiunile electorale pe care le aveți. Și doi, vă rugăm să votați conștient și responsabil. Nu acceptați să fiți influențați în alegerea dumneavoastră. Nu acceptați să fiți corupți sau intimidați. Raportați autorităților orice tentative de acest gen. Și pe aceeași notă, aș vrea să vă informez că Asociația Promulex, misiune de observare, de asemenea va pune la dispoziție câteva platforme de comunicare în ziua alegerilor, pentru ca dumneavoastră să ne puteți sesiza eventuale nereguli. Respectiv, vom avea o adresă de e-mail sesizare@promulex.media, dar și numărul de telefon 0684-38-323. Pe acest număr ne veți găsi atât pe Viber, WhatsApp sau Telegram pentru a ne sesiza despre eventuale nereguli, încălcări, etc. Acestea fiind spuse, și aceasta fiind introducerea, aș vrea să trecem nemijlocit și la prezentarea raportului de astăzi, care este ultimul raport intermediar pe care îl prezentăm înainte de ziua alegerilor. În eventualitatea turului 2 de scrutin, va mai fi un raport intermediar iarăși vineri, înainte de cel de-al doilea tur de scrutin. Eu mă voi referi la câteva capitole, după care o voi invita și pe colega mea, Mariana Focșa, să vă vorbească despre altele și voi începe nemijlocit cu cadrul legal, așa cum tradițional îl avem inclus în fiecare raport. În acest sens, Promulex a analizat două aspecte de ordin legal privind coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a campaniilor electorale, respectiv, am semnalat unele incertitudini cu privire la aplicarea normelor legale privind corupția electorală pasivă stabilită de codul contravențional și coruperea alegătorilor în codul penal. În timp ce organele de drept au comunicat despre cazuri de corupere a alegătorilor constatate și aplicarea sancțiunilor contravenționale în adresa celor care au acceptat mita electorală, nu este clar dacă și corupția activă este investigată, respectiv am avea anumite așteptări, cel puțin pentru o mai bună comunicare sau informare din partea organelor respective. Iar în al doilea caz, în raport ne referim la unele tentative de mascare a activităților electorale sub formă de contracte de prestări servicii și voluntariat remunerat. Este vorba despre acele contracte despre care vorbea Ilan Șor. Însă acestea nu sunt conforme cadrului legal, așa cum am stabilit, fiind interzisă inclusiv finanțarea campaniei electorale de peste cotarele țării.
În acest sens, noi am recomandat organelor de urmărire penală să facă toate demersurile necesare în vederea eradicării fenomenului de corupere electorală în ansamblu și nu doar în parte, adică atât pe partea de corupție pasivă, cât și corupere activă. Totodată, noi recomandăm cetățenilor să nu ofere datele personale pentru scopurile indicate mai sus, adică pentru cele așa zise contracte, și să manifeste vigilență atunci când este vorba de încheierea unor astfel de acte juridice. Și în ultimul rând, am constatat o pasivitate și de aceea și recomandăm Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal să informeze societatea despre problematica constatată și să inițieze controlul legalității prelucrării datelor cu caracter personal, ori știm cu toții că cetățenii și-au transmis datele cu caracter personal în Federația Rusă pentru a se le deschide conturi bancare în banca Promsviazbank, care este una supusă sancțiunilor internaționale. Respectiv, Federația Rusă nu este recomandată sau Guvernul Republicii Moldova nu a impus Federația Rusă în jurisdicțiile, în raport cu care putem să avem încredere că putem transmite datele personale ale cetățenilor cu încredere. Cu referință la organele electorale și administrația publică, vom veni cu câteva detalii despre prestația Comisiei Electorale Centrale, a organelor electorale din teritoriu, dar și unele aspecte mai de final de campanie, să spunem așa, despre care este important să informăm astăzi cetățenii. Cu referință la activitatea Comisiei Electorale Centrale, am observat că aceasta a fost una transparentă, deschisă, ședințele au fost publice și, respectiv, în perioada de raportare și trebuie să precizez acest lucru, că raportul numărul 4 se referă la perioada 1-15 octombrie 2024. Pe unele aspecte despre care eventual va vorbi colega mea, va preciza Mariana, care este exact perioada de referință în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale, dar în această perioadă, spuneam de 1-15 octombrie, Comisia Electorală Centrală a avut 9 ședințe și a adoptat 73 de hotărâri, 1905 observatori din partea a 56 instituții naționale și străine au fost acreditați, în total avem 1203 observatori naționali au fost acreditați din partea Asociației Promolex, ceea ce constituie 94% din numărul total de observatori. De asemenea, CEC a continuat să confirme persoanele de încredere, de asemenea a confirmat 24 de jurnaliști în vederea reflectării și monitorizării scrutinilor și a aprobat 12 mesaje de interes public, precum și a autorizat 2 sondaje de opinie. Cu referință la pregătirea funcționarilor electorali, Centrul CIGDE a pregătit și capacitat 12.654 de membri ai birourilor electorale, constituite în afară, dar și în afară, în țară, dar și în afara țării. Cu referință la pregătirile pentru ziua alegerilor, trebuie să menționăm și acest aspect pentru că este unul foarte important. La 16 octombrie, Comisia Electorală Centrală a emis o circulară prin care a stabilit procedura de exercitare a dreptului de vot în ziua alegerilor, luând în considerare particularitățile de desfășurare concomitentă a două scrutine. Și vreau să informăm neapărat cetățenii despre aceste particularități, pentru că sunt niște situații cu care nu ne întâlnim la fiecare scrutin. Astfel, alegătorul va prezenta actul de identitate operatorului atunci când va intra în secția de votare și va fi înregistrată participarea acestuia la votare în sistemul informațional automatizat de stat alegeri. Ulterior, membrul biroului electoral va verifica prezența alegătorului în lista electorală și în cazul confirmării prezenței va oferi acestuia 2 buletine de vot. Deci, să reținem, funcționarii electorali sunt obligați să ofere 2 buletine de vot. La primirea buletinilor de vot, alegătorul va semna în lista electorală în 2 rubrici, adică pentru fiecare buletin de vot. Dacă alegătorul anunță membru biroului că va lua doar un buletin de vot, membru biroului va ghida alegătorul în ce rubrică a listei electorale va pune semnătura. În cazul în care alegătorul a primit ambele buletine de vot,
dar decide să voteze până la urmă doar pentru un singur tip de scrutin și refuză să introducă buletinul necompletat în urna de vot, el va depune o declarație prin care va solicita anularea acestui buletin și a semnăturii sale din listă. Și ultimul aspect, alegătorul nu poate să se prezinte repetat la secția de votare, invocând faptul că a votat numai pentru un scrutin. Acestea sunt prevederile de care se vor conduce funcționarii electorali în ziua alegerilor și îndemn pe toată lumea, atât funcționarii cât și alegătorii, să fie atenți, vigilenți și să respecte cadrul legal, respectiv ca procesul electoral să fie unul bine organizat și fără careva incidente sau neclarități. Cu privire la activitatea consiliilor electorale de circunscripție din nivelul 1, din nivelul 2, am constatat în cele 74 de vizite întreprinse de observatorii noștri că în 96% din aceste vizite consiliile electorale erau deschise în timpul orilor de muncă, adică își exercitau atribuțiile corespunzător. De asemenea, consiliile electorale au confirmat și ele reprezentanții a doi concurenți electorali și totodată au fost constatate de observatori cel puțin 455 de cazuri de modificare a componenței birourilor electorale. Detalii de la aceste aspecte au să găsit și în raport mai multe, iar cu referință la activitatea birourilor electorale și pregătirea acestora pentru ziua alegerilor, vom preciza iarăși câteva detalii relevante pe care le aducem în discuție în fiecare raport. Tradițional, practic, putem să spunem, constatăm că nu este asigurată egalitatea de gen în cadrul birourilor electorale, ori 89% din membrii biroului sunt femei și 11% sunt respectiv doar bărbați. 37% din funcționarii electorali au fost desemnați de către consiliile locale, 28% de către partidele parlamentare, iar 35% sunt funcționari din Registrul Funcționarilor Electorali. Observatorii Promolex au vizitat de asemenea cele 1668 de secții de votare care au reușit să le acopere în perioada de referință, în vederea observării și documentării procesului de organizare a scrutinilor, și au constatat următoarele. Programul de activitate a birourilor a fost respectat în proporție de 92%. În cazul la 82% din birouri nu a fost asigurată informarea alegătorilor cu privire la concurenții electorali incluși în buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale și întrebarea supusă la referendum. Funcțiile de conducere sunt ocupate și în cadrul birourilor, iarăși în majoritate, de către femei, 88%, și doar 36% din birourile electorale vizitate sunt accesibile persoanelor vulnerabile. Cu regret, am constatat și 30 de cazuri în care observatorii nu au avut acces la listele electorale în perioada 27 septembrie, 14 octombrie, atunci când au efectuat aceste vizite. Câteva aspecte, iarăși, importante pentru procesul electoral cu referință la activitățile de organizare a alegerilor pentru localitățile din diaspora, pentru secțiile de votare din diaspora, dar și pentru alegătorii din stânga Nistrului. În primul rând, cu referință la votul prin corespondență, pentru că sunt primele date deja disponibile din două secții de votare în care am reușit să delegăm observatori. Amintesc că în total sunt create și sunt funcționale peste cotare 3 birouri electorale pentru votul prin corespondență, respectiv în Statele Unite, în Canada și în Suedia. Noi am reușit să avem observatori în Statele Unite și în Suedia. Pornind de la aceste date, vă comunic datele pe care le avem la ziua de ieri, seara, ora 6, când s-au închis secțiile de votare pentru alegătorii care au votat prin corespondență. Astfel, pentru Statele Unite au fost înregistrați în total în listele electorale pentru votul prin corespondență 988 alegători, respectiv, biroul electoral a primit 705 plicuri, însă, atenție, aceste 705 plicuri sunt doar de la 672 de alegători.
Din câte am înțeles, unii alegători au transmis înapoi deja și plicurile pentru turul 2. Deci de aici s-ar explica această diferență. În ceea ce privește informațiile sau datele din regatul Suediei, acolo s-au înregistrat pentru votul prin corespondență 313 alegători, precizez nu doar din Suedia, dar și din alte țări nordice, precum Islanda, Finlanda, Norvegia. Respectiv, biroul electoral a primit 201 plicuri înapoi de la acești legători. Pentru cazul SUA, așa cum spuneam, avem această diferență. Pentru cazul din Suedia, nu putem confirma la momentul de față dacă există o astfel diferență între numărul de plicuri versus numărul de alegători care au transmis aceste plicuri. Cu referință la activitățile de organizare a alegerilor pentru locuitorii cetățenii din stânga Nistrului, noi am atras atenția și am reflectat în raport faptul că la 10 octombrie, așa numitul Minister al Afacerilor Externe de la Tiraspol a ieșit cu un comunicat de presă prin care anunța despre regretul că locuitorii regiunii, indiferent de cetățenie acestora, nu li s-a oferit posibilitatea de a explica în procesul de a se implica în procesul de organizare și desfășurare a referendumului care va viza și viitorul lor. Trebuie să menționăm că este o primă reacție de acest gen din partea reprezentanților regimului de la Tiraspol. În replică, Biroul pentru Reintegrare a publicat un comunicat prin care a solicitat Tiraspolului să se abțină de la orice obstrucționare a alegerilor din 20 octombrie, precum și de la orice tentativă de a se implica în procesul electoral. Autoritățile neconstituționale de la Tiraspol au menționat că nu vor crea impedimente pentru accesul alegătorilor din stânga Nistrului, iar în contextul dat, noi am vrea să venim de asemenea cu adresare și către cetățenii din regiune. Stimați cetățeni, dumneavoastră aveți ca și oricare cetățean dreptul de a alege și de a fi ales. În condițiile respectării cadrului legal al Republicii Moldova, la secțiile de votare deschise pe teritoriul controlat constituțional. În același timp, noi vă îndemnăm să vă informați despre programele electorale ale candidaților și despre întrebarea supusă la referendum. Votul din 20 octombrie trebuie să fie unul conștient și informat. Și în ultimul rând să tragem iarăși un mesaj de alarmă sau de prevenire și în adresa autorităților pentru a curma eventuale tentative de corupere a alegătorilor și de transportarea organizării și de organizarea transportării alegătorilor spre secțiile de votare, așa cum am văzut că practic tradițional se repetă de la un scrutin la altul. Pe scurt și despre contestații și litigii electorale, în perioada de observare la Comisia Electorală Centrală au fost depuse 15 contestații, toate acestea au vizat alegerile prezidențiale. De asemenea, am constatat că și în raport cu referendumul a fost depusă o singură contestație ce vizează unele nereguli ce țin de campania electorală sau mai bine zis de publicitatea electorală. Cele mai multe contestații au fost depuse de către Vasile Bolea, iar subiectul împotriva căruia au fost îndreptate acestea este Maia Sandu. Terminul de examinare a contestațiilor în mare parte a fost respectat de către CEC, cu excepția unui singur caz. Cu regret, pentru unele contestații depuse în adresa CEC, noi nu am găsit pe pagina web a instituției soluțiile care au fost adoptate de către Comisia Electorală Centrală. La consiliile electorale de circunscripție, de asemenea, au fost depuse 10 contestații, acestea vizând în mare parte modul de constituire a secțiilor de votare, agitația electorală efectuată de reprezentantul unui cult religios, publicitatea electorală, etc. Toate contestațiile au fost examinate de consiliile electorale de circunscripție în termenul prevăzut de lege, acesta variind de la 1 la 4 zile.
De asemenea, am constatat și anumite acțiuni înaintate în instanțele de judecată, respectiv, acestea au examinat 12 litigii care au vizat finanțarea grupurilor de inițiativă, implicarea minorilor în campanie electorală, încălcarea normelor cu privire la difuzarea publicității politice, finanțarea concurenților electorali și utilizarea resurselor administrative. Instanțele de judecată au reușit să examineze în termen legal litigiile electorale, acesta variind între 1 și 6 zile. În prezent, pe rolul instanțelor de judecată sunt 3 litigii încă neexaminate, două dintre care se află la Curtea de Apel Chișinău, iar altul la Curtea Supremă de Justiție. Noi amintim că toate contestațiile urmează a fi examinate de autoritățile competente până la ziua votării. Cu referință la activitatea organelor de drept, în perioada de raportare, misiunea de observare Promulex a constatat că acestea au comunicat despre cel puțin 7 activități de investigație și contracarare a unor fenomene negative menite să afecteze procesul electoral, care au dus la multiple percheziții, încheierea a peste 100 de procese verbale cu privire la coruperea electorală, reținerea a cel puțin 8 persoane, ridicarea unor sume mari de bani, cel puțin 72.200 de euro și 2,6 milioane de lei, dar și a materialelor electorale, precum și armament, care se planifica a fi utilizat în activități sau acțiuni de destabilizare și dezordine în masă. Multitudine de cauze penale și contravenționale ce vizează procesele electorale pornite de organele de drept în această perioadă, dar și investigațiile jurnaliștilor, denotă existența multiplelor tentative de influențare a rezultatelor alegerilor. În acest sens, ținem să apreciem efortul organelor de drept în vederea prevenirii și contracărării acțiunilor ilicite, documentării faptelor ilegale și sancționării persoanelor responsabile. În același timp, vrem să tragem un mesaj de alarmă sau atenție și asupra faptului că, fiind comunicate în ajunul alegerilor, aceste acțiuni ar putea avea un impact atât asupra participării alegătorilor la vot, dar și asupra încrederii acestora în corectitudinea și legalitatea procesului electoral. Altfel spus, este foarte important ca ceea ce se întâmplă și este realizat în această perioadă de către organele de drept să fie cât mai clar, cât mai explicit comunicat, fără a ridica eventuale valuri de panică în rândul cetățenilor, ci din contră, trebuie să avem un mesaj către toți cetățenii, către societate, că pot veni în siguranță la vot și că își pot exercita votul cu încredere, știind că nimeni nu-l poate fura sau nimeni nu-l poate influența. Acestea au fost capitolele despre care am vrut să vorbesc eu și o invit în continuare pe colega mea, Mariana Focșa, să vă vorbească despre prestația concurenților electorali în această perioadă, competitorilor electorali, dar și despre finanțarea campaniei electorale, precum și constatările misiunii de observare Promulex în ceea ce privește estimările făcute de noi despre cheltuielile pe care le-au avut competitorii electorali. Mariana, ai cuvântul. Mulțumesc, Nicolae. Voi începe cu concluzii Asociației Promulex referitor la prestația competitorilor electorali. Activitățile de campanie electorală, de campanie pe care le-am inclus în raportul prezentat, includ toate activitățile pe care noi le-am observat a fi desfășurate de competitorii electorali în perioada 1-15 octombrie curent. Comparativ cu raportul anterior prezentat, care a inclus primele 10 zile de campanie, am remarcat că în noua perioadă monitorizată, activitățile de campanie electorală au luat amploare, observatorii raportând cel puțin 1799 de activități de promovare atât a candidaților la funcția de președinte, cât și a referendumului republican constituțional. Cele mai utilizate forme de agitație electorală au fost distribuirea materialelor electorale informative, așa ca ziare, flyere, afișe, care au constituit 77% din totalul activităților documentate și raportate. Am avut de asemenea și întâlniri cu alegătorii, care au constituit 19% din totalul activităților observate, și dezbateri electorale, care au constituit 2% din totalul activităților.
Cei mai activi competitori electorali au fost, ca și data trecută, PAS și Maia Sandu, în cazul cărora au fost raportate 34% din totalul activităților observația, Alexandru Stoianoglo, desemnat de PSRM cu 18% din activități și, respectiv, Renato Usatui, desemnat de Partidul nostru cu 12% din activități. Ca și în primele 10 zile de campanie, strategia de campanie electorală a PAS și Maia Sandu nu s-a modificat și majoritatea activităților observate au fost desfășurate atât pentru promovarea referendumului, cât și pentru promovarea candidației la funcția de președinte. În cazul a 73 din activitățile observate, acestea au fost raportate a fi desfășurate de blocul politic Victoria. Și la acest aspect reiterăm că blocul respectiv nu este înregistrat în calitate de participant la referendum, participant fiind doar unul din partidele politice constituente a acestuia, și anume Partidul Renaștere. Totuși, în perioada monitorizată, am continuat să observăm activități de campanie desfășurate anume de blocul Victoriei și toți constituienții acestui bloc. Mesajul promovat de acestea este deja cunoscut. Aceștia încearcă să convingă alegătorii de a vota nu în contextul referendumului constituțional. În cazul activităților desfășurate pentru promovarea lui Vasile Tarlev, desemnat de Partidul Viitorul Moldovei, în cel puțin 3 cazuri a fost observată distribuirea materialelor cu mesajul nu la referendum, care au fost tipărite de Partidul Comuniștilor. Și de ce am menționat acest aspect? Domnul Vasile Tarlev este candidat la funcția de președinte și nu poate face agitație electorală în contextul referendumului constituțional. Cu referire la utilizarea publicității electorale, au fost raportate cel puțin 5073 de situații de utilizare a acestuia pentru promovarea concurenților și a referendumului constituțional. Cele mai utilizate forme de publicitate au fost materialele electorale printate, și aici ne referim la ziare, plante, banere, care au constituit 30% din totalul formelor de publicitate. De asemenea, am avut postări sponsorizate pe rețelele de socializare, care au constituit 24% din totalul formelor de publicitate, și respectiv cazurile de utilizare a materialelor de vizibilitate cu 15% din situațiile raportate. Cele mai multe cazuri de utilizare a publicității au fost de asemenea în cazul PAS și Maia Sandu, cu 29%, Renato Usatui 19% și respectiv Alexandru Stoianoglo cu 16% din cazuri. În cazul a 9 competitori electorali, și aici PAS respectiv Maia Sandu, Renato Usatui, Alexandru Stoianoglo, Tudor Ulianovski, Irina Vlah, Vasile Tarlev, Ion Chicu, și Partidul Comuniștilor înregistrat la referendum, precum și în cazul formațiunii Victorie, a fost observată utilizarea publicității electorale cu încălcarea prevederilor legale, fie prin utilizarea concomitentă a publicității politice cu cea electorală, prin lipsa datelor tipografice complete pe materialele distribuite, fie prin plasarea publicității în locuri neautorizate. Utilizarea abuzivă a resurselor administrative a fost constatată în cel puțin 114 cazuri, dintre care în 105 cazuri a fost vizat PAS și Maia Sandu, 3 cazuri blocul politic Victoria, câte două cazuri Alexandru Stoianoglo și Ion Chicu și respectiv câte un caz Octavian Țicu și Irina Vlah. Cazurile respective s-au manifestat prin utilizarea instituțiilor statului în scopul acumulării capitalului electoral, fiind înregistrate 9 cazuri, implicarea în activitățile de campanie a demnitarilor, și aici ne referim la prim-ministru, miniștri și deputații, fiind înregistrate 70 de cazuri. Am avut de asemenea cazuri de atribuire a meritelor pentru lucrările și serviciile de uz public implementate din bani publici,
cu două cazuri și am avut cazuri de agitație electorală cu implicarea funcționarilor din sectorul bugetar în timpul orelor de muncă, alte 33 de cazuri. În perioada monitorizată am avut raportate alte 5 cazuri de implicare în campania cultelor religioase. Aceste cazuri au vizat în primul rând Victoria Furtună cu două cazuri și câte un caz Maia Sandu, Vasile Tarleb, Alexandru Stoianoglu și liderul PCRM, domnul Vladimir Voroniu. Într-un caz, adică cel de-al cincilea caz, preotul în predica adresată inoriașilor a avut mai multe mesaje false despre Uniunea Europeană și anti-UE, fără a aviza vreun candidat la funcția de președinte. La acest subiect, reiterăm că cadrul legal interzice efectuarea agitației electorale de către reprezentanții cultelor religioase, precum și utilizarea imaginii ce reprezintă culte religioase sau părți componente ale acesteia, iar încălcarea prevederilor respective sunt considerate contravenții și urmează a fi sancționate corespunzător. Coruperea alegătorilor a fost observată în cel puțin 5 cazuri, dintre care în 3 cazuri a fost vizat blocul politic Victorie, care a oferit susținătorilor săi bani sau produse alimentare, iar în alte 2 cazuri a fost vizată Victoria Furtună, candidat independent, în cazul căreia participanții la întruniri vorbeau despre și așteptau să fie remunerați pentru participarea la întrunirile respective. În perioada monitorizată au fost observate și 9 cazuri de pretinsă intimidare a competitorilor electorali, fiind vizați Irina Vlah cu 2 cazuri, Victoria Furtună 2 cazuri, Partidul Renaștere 2 cazuri și câte un caz Natalia Morari, Octavian Țicu și Partidul Comuniștilor. Aceste cazuri au implicat fie reținerea și investigarea agitatorilor sau voluntarilor implicați în activitățile de campanie, fie reținerea sau confiscarea materialelor electorale. Cu referire la confiscarea materialelor electorale implicate în cazurile raportate, constatăm că până la data de 15 octombrie, în cazul Partidului Comuniștilor, Partidului Renaștere și în cazul Victoria Furtună, acestea nu au fost returnate competitorilor electorali. În acest sens, Promulex consideră că temeiurile pentru ridicarea materialelor cu caracter electoral trebuie să fie prevăzute expres în lege, inclusiv cu asigurarea dreptului competitorilor la un recurs efectiv. Ceea ce ține de finanțarea campaniei electorale, aceasta include toată informația relevantă și analizată pentru perioada 20 septembrie 13 octombrie 2024. Adică, practic, toată perioada campaniei electorale, cu excepția ultimii săptămâni de campanie. În contextul alegerilor prezidențiale, cei 11 concurenți electorali înregistrați au raportat venituri totale de 27,7 milioane lei, dintre care cele mai multe venituri au fost raportate de Maia Sandu, cu 32% din totalul veniturilor, sau 8,9 milioane lei, urmat de Alexandru Stoianoglu, cu 22% din totalul veniturilor, sau 6 milioane lei, și respectiv Renata Usatăi, cu 18% din totalul veniturilor, sau 5 milioane lei raportați. În contextul referendumului republican constituțional, din cei 15 participanți la referendum înregistrați, au raportat venituri doar 6 participanți, iar valoarea totală a acestora a fost de 4,5 milioane lei. Dintre acestea, cele mai multe au fost raportate de PAS, cu 65% din totalul veniturilor, sau 2,9 milioane lei, Partidul Comuniștilor, 17% din totalul veniturilor, sau 760 mii lei, Partidul Renaștere, cu 9%, sau 406 mii lei, și respectiv Mișcarea Alternativă Națională, sau MAN, cu 8% din totalul veniturilor, sau 380 mii lei.
Referitor la partidul Renaștere, trebuie să concretizăm că veniturile raportate nu conțin însă și informația detaliată despre sursa veniturilor respective. Adică sunt indicate doar veniturile, nu însă și rapoartele detaliate cu privire la sursa acestor venituri. Cheltuielile declarate pentru alegerile prezidențiale au fost de 24,7 milioane de lei, iar dintre acestea, cele mai multe, ca și în cazul veniturilor, au fost raportate de Maia Sandu cu 36% din totalul cheltuielilor, sau 8,7 milioane de lei, Renata Usati cu 19% sau 4,6 milioane de lei și Alexandru Stoianoglu cu 17% sau 4,1 milioane lei raportați. În funcție de destinația cheltuielilor financiare raportate, în cazul la 40% au fost pentru producția și difuzarea de spoturi publicitare, 39% au fost pentru materialele promoționale și respectiv 9% pentru organizarea evenimentelor electorale. În contextul referendumului constituțional, cheltuielile au fost declarate de 6 participanți la referendum, valoarea totală a acestora fiind de 3,8 milioane lei. Și cele mai multe, ca și în cazul veniturilor, au fost declarate de PAS 72%, Partidul Comuniștilor cu 20% și Partidul Renaștere cu 4%. În funcție de destinația acestor cheltuieli, cele mai multe au fost pentru materiale promoționale cu 80%, iar 8% pentru producția și difuzarea de spoturi publicitare. Ceea ce ține de cheltuielile estimate de Promolex drept neraportate, acestea au fost calculate în baza evenimentelor pe care noi le-am monitorizat în toată perioada respectivă și ulterior contrapuse cu ceea ce s-a raportat de competitori la Comisia Electorală Centrală. În rezultat, în contextul alegerilor prezidențiale, am estimat cheltuieli neraportate de cel puțin 4 milioane de lei. Cele mai multe cheltuieli neraportate au fost estimate pentru Vasile Tarlev, desemnat de Viitorul Moldovei, cu 39% sau 1,5 milioane lei, Alexandru Stoianoglu, desemnat de PSRM, cu 17% sau 681.000 lei și Irina Vlah, candidat independent, cu 12% din totalul cheltuielilor estimate sau 478.000 lei. În funcție de destinația cheltuielilor estimate drept neraportate, 81% au fost pentru materialele promoționale, 6% pentru recompensele voluntarilor, iar 5% pentru organizarea evenimentelor electorale. În contextul referendumului republican constituțional, în cazul a 4 competitori electorali și în cazul blocului politic Victoria, au fost estimate cheltuieli neraportate de cel puțin 4,6 milioane lei, iar cele mai multe au fost estimate pentru blocul Victoria cu 86% sau 4 milioane de lei, PAS cu 10%, 459.000 lei și MAN cu 4% sau 193.000 lei. În funcție de destinația cheltuielilor estimate drept neraportate pentru referendum, 64% au fost pentru materialele promoționale, iar 16% pentru publicitatea pe rețelele de socializare. Acestea au fost constatările Promolex în privința activității competitorilor electorali și, respectiv, finanțarea campaniei electorale. Mulțumesc, Mariana. Presupun că vor fi și întrebări, dar nu înainte de a încheia raportul de astăzi cu un ultim capitol care îl avem tradițional în fiecare raport. Este vorba despre discursul de ură și instigare la discriminare în alegeri. În perioada 23 septembrie-6 octombrie 2024 au fost identificate cel puțin 23 de cazuri de discurs de ură și alte forme de manifestare a intoleranței. Dintre acestea, 19 cazuri au avut loc în context electoral, iar 4 în context politic general. Discursul de ură a fost răspândit cel mai des prin intermediul aplicațiilor mobile și în cadrul evenimentelor publice. Cele 23 de cazuri de discurs de ură au fost vizualizate de peste 500.000 de ori și distribuite de peste 5.000 de ori.
În perioada menționată mai sus, criteriul care a stat cel mai des la baza discursurilor de ură identificate au fost orientarea sexuală, identitatea de gen și sănătatea. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 35 și 50 de ani au utilizat cel mai frecvent discursul de ură. În raport aveți și cazurile la care facem referință, cu citate, cu explicații de ce este vorba despre discurs de ură. Încercăm să educăm atât competitorii electorali, dar și cetățenii, societatea în general, ca să fie atenți la aceste mesaje. Și pe această notă, îmi permiteți, vă rog, să trec și la câteva recomandări pe care le avem în raport. În finalul acestuia, Parlamentul Republicii Moldova am recomandat reglementarea situațiilor de efectuare a agitației electorale de către subiecții neînregistrați în scrutin, așa cum vorbea și colega mea Mariana, v-a spus despre blocul Victorie, care nu este înregistrat oficial în campanie, dar totuși am văzut că au avut activități numeroase, masive, pe întreg teritoriul țării, respectiv noi ne-am pus acest scop și am urmărit și sub aspect de finanțare, mai bine zis de estimări pe care le-am făcut, ați auzit care au fost cifrele. De aceea considerăm că este necesară o astfel de reglementare. Există și alte aspecte sau alte argumente pentru acest lucru care au fost expuse și anterior, și în rapoartele anterioare. De asemenea, am recomandat modificarea codului electoral în vederea includerii actorilor apolitici în lista subiecților care se pot înregistra în calitate de participanți la referendum, precum și reglementarea temeiurilor și procedurii de ridicare de către organele de abilitate a materialelor cu caracter electoral. Iar organelor electorale am recomandat publicarea în mod proactiv a informației detaliate și complete privind procesul de organizare și desfășurare a alegerilor, precum și asigurarea accesului liber a observatorilor la toate materialele cu caracter electoral. Ținem să atragem atenția că aceasta este o prevedere legală, un drept legal al observatorilor și ne așteptăm ca și în ziua alegerilor să fie respectat pe deplin, adică observatorii noștri să aibă acces în secțiile de votare, să aibă acces la toate materialele de interes pentru procesul electoral. Instanțelor de judecată am recomandat examinarea tuturor contestațiilor cu caracter electoral până la ziua alegerilor, iar autorităților publice asigurarea dreptului la întrunire tuturor concurenților și participanților la referendum în condițiile egale, precum și abținerea de la utilizarea resurselor administrative în campania electorală. Nu în ultimul rând, să reiterăm că am avut o recomandare și pentru Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, căruia i-am solicitat să întreprindă măsurile de prevenire și informare a societății despre riscurile în cazul oferirii datelor personale în străinătate, pentru că, așa cum am văzut, a fost un fenomen masiv. Și, în final, o recomandare pentru cultele religioase să se abțină de la desfășurarea activităților de agitație electorală pentru unii sau pentru alți concurenți electorali sau pentru una sau altă opțiune la referendum. Acesta este raportul și cred că ne-au mai rămas ceva minute și pentru întrebări. Dacă sunt întrebări, vă rog să le adresați. Bună ziua, am Corșoară, eu sunt în România. Sper să vă rog că ați vorbit foarte mult și dumneavoastră, dar și în societate se vorbește mult, dar și actorii politici au vorbit despre implicările externe în campania electorală din acest an. Practic, se vorbește despre cea mai mare campanie de implicare externă în procesul electoral de Republica Moldova. Ați dat și cazul de finanțări integrale sau cel puțin de cheltuielile neanunțate sau nedeclarate, dar trebuie să ne dați cazul concret de cum s-a manifestat această implicare externă în procesul electoral și în cazuri concrete, cum s-a manifestat cumpărarea electorului, cum au încercat pe concurența electorală, inclusiv pentru referendum, să pune la electorii și cât de masiv este acest fenomen în actuala campanie electorală. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru întrebare și la experiența mea de observare a legilor din 2009 încoace, personal pot să vă confirm că am această impresie, că este într-adevăr o campanie cu cele mai multe implicații sau cele mai multe implicări din afară și cu regret implicări negative, vorbim în acest sens.
Acest aspect este reglementat și de legislația Republicii Moldova, în special în partea care ține de finanțarea campaniilor electorale, unde avem un tabu categoric pe finanțarea din afară. Respectiv, am observat că blocul politic Victorie, despre care am vorbit de atâtea ori în rapoartele noastre, nefiind înregistrat în campanie electorală, practic face o campanie la nivel național, cu bani din Federația Rusă, și care evident că nu au nici cum să fie raportați pentru că nu sunt înregistrați, dar care iarăși prin intermediul inclusiv a investigațiilor jurnalistice care au fost prezentate în spațiu public, dar și personal noi ca observatori am putut să observăm, să analizăm acele mesaje din Telegram, din boturile din Telegram, unde am văzut că se făceau promisiuni de oferire a banilor, unde am văzut ieșirile personale ale domnului Șor cu promisiuni de oferire a sumelor de bani pentru a vota nu la referendum. Trebuie să menționăm că în spațiu public se vehiculează inclusiv despre faptul că unii candidați ar putea să fie susținuți de către blocul politic Victorie, fapt care ar putea să le fie comunicat suporterilor, susținătorilor sâmbătă, așa cum se vehiculează. Deci este o implicare masivă, în primul rând pentru referendum, după cum spuneam, dar și în contextul electoral în general, dar și a alegerilor prezidențiale mai îngust. O să rog pe Mariana să vină cu unele exemple practice din cele observate de noi, dar vreau să fac o precizare, așa cum am făcut-o și în primul raport de monitorizare, poate că era cazul să o reiau în fiecare raport. Asociația Promolex nu este un organ de investigație. Nu pretindem că, sau nu suntem obligați, dacă doriți inclusiv, să avem probe pentru cele afirmate. De regulă încercăm să documentăm prin poze, video, documente, cele comunicate. Dar cazurile pe care le avem noi incluse în raport sunt cazuri văzute, observate direct, fie de observatorii noștri, fie colectate din spațiu public și verificate suplimentar de observatorii noștri. Este o parte sau o obligație specifică a acestora în contextul aplicării metodologiei de observare. Te rog, Mariana, să ne dai și câteva cazuri mai exacte, mai concrete, dacă ai posibilitatea. Deci, în primul rând, trebuie să menționăm că în această campanie, ceea ce noi am observat este că coruperea alegătorilor a devenit mult mai dificil de demonstrat și din ce cauză, în primul rând, datorită utilizării canalului de Telegram în procesul de corupere electorală. Noi nu avem capacități, nici resurse de a identifica aceste cazuri, adică ceea ce se întâmplă în spațiul online. Nici chiar presupun că organele noastre de drept tot sunt limitate în acest aspect. Și aici să revenim la cele 130.000 de cazuri care au fost declarate a fi identificate și documentate, dar care încă nu au ajuns cu dovezi la Comisia Electorală Centrală pentru a fi luate careva măsuri în privința acestora. Deci este foarte dificil de a identifica aceste cazuri. În schimb, ceea ce noi am văzut direct în teritoriul este faptul că acei participanți la evenimentele organizate de blocul politic Victorie sunt remunerați. Nu am văzut să li se ofere bani, în schimb am văzut că li se oferă bunuri și aici ne referim la genți cu diferite produse alimentare. Despre cazurile respective care le-am observat, am raportat în rapoartele noastre de observare. De asemenea, am fost informați despre cazurile de organizare a așa-numitelor pichete solitare, atunci când un grup minim de cetățeni trebuie să organizeze un fel de manifestație împotriva Uniunii Europene sau cu mesaje care promovează promisiunile electorale făcute de domnul Ilan Șor. Și aici ne referim la acel gaz ieftin, la finanțări sau la investiții la nivel local. Toate acestea sunt înscrise pe aceste pancarte deținute sau afișate la vedere în timpul acestor pichete solitare. Iată, am obținut informații că și aceste pichete solitare sunt remunerate pentru organizatorii acestor pichete. Să revenim la cei participanți la întrunirile electorale. Am văzut și investigații jurnalistice documentate care demonstrează că participanții, chiar dacă nu sunt remunerați pentru fiecare prezență la un eveniment, în schimb sunt plătiți lunar, așa cum ar fi la un job,
pentru participarea la aceste evenimente. Alegătorii noștri trebuie să fie conștienți că toate aceste cazuri sunt cazuri de corupere electorală, iar cadrul legal prevede atât corupere electorală activă, adică a persoanelor sau a subiecților care oferă bani pentru alegeri sau pentru a vota într-un anumit fel, cât și corupere electorală pasivă, adică faptul că un alegător primește, acceptă acești bani sau această remunerare, este de asemenea corupere și se sancționează de cadrul legal. În completare aș mai spune faptul, sau chiar aș menționa care sunt aceste sancțiuni, pentru că iarăși se vorbește mult în spațiu public și cred că este important să le spunem cetățenilor, mai ales că mâine și poimâine deja este ziua tăcerii, nu putem să dăm astfel de mesaje. Sancțiunile sunt foarte și foarte dure, de la 25.000 de lei până la 37.500 lei pentru cazurile de luare de bani sau acceptare de careva remunerare. Iar pentru cei care oferă, există inclusiv responsabilitate penală. Deci este destul de serios. Ceea ce am remarcat noi încă o dată, vreau să scot în evidență acest fapt în raportul nostru. Odată ce s-a vorbit despre 100 de cazuri, contravenții care au fost transmise la CNA documentate, ne așteptăm să auzim și despre cazurile, pentru că nu există că cineva a oferit, cineva a acceptat, respectiv cineva a oferit. Deci ne așteptăm să auzim și despre cine a oferit. Deci mai multă comunicare, mai multă transparență în acest sens. Cel puțin înțelegem, chiar dacă sunt niște dosare penale care necesită niște investigații mai aprofundate. Nu cerem să se publice, nu știu, detalii care nu pot fi date din anchetă, dar să avem certitudine că se lucrează pe aceste dosare. Să avem certitudine că va exista o finalitate. Altfel, așa cum spuneam mai devreme, există sau poate exista această impresie că se vorbește mult, dar se face mai puțin și impresia aceasta poate influența inclusiv, cum spuneam, participarea alegătorilor, fie spre creșterea participării sau invers diminuarea acesteia, sau spre încrederea în procesul electoral și în rezultatele care vor fi. De aceea este foarte și foarte important să apreciem pe de o parte eforturile autorităților, dar să cerem mai multă comunicare, mai multă transparență și finalitate în ceea ce se realizează. Câteva aspecte despre Telegram și ceea ce mai spunea colega mea. Trebuie să menționăm că acele canale sau acele boturi au fost la un moment dat recent stopate sau închise la solicitarea autorităților Republicii Moldova. Este un exemplu de activitate sau de acțiune proactivă și totodată să spunem despre faptul că în activitățile care pe care noi le-am observat, se vede și din investigațiile jurnalistice, se pare că cei mai sensibili la acest risc sunt totuși pensionarii, persoanele cu resurse limitate, persoanele în dificultate, dar și tineri, așa cum spunea colega, în cadrul acelor pichete sau activități mai dinamice, care presupun o anumită dinamică, inclusiv în cadrul acelor încercări de destabilizare despre care se vorbea. Eu cred că este important să ne adresăm tuturor alegătorilor încă o dată cu acel mesaj. Campania electorală, agitația electorală s-a încheiat, se încheie astăzi. Haideți să lăsăm cetățenii să-și adopte singuri deciziile și să-și expună singuri votul în cabina de vot, neinfluențați, iar cei care vor oferi sau vor fi implicați în activități ilegale, poliția, autoritățile să-și facă treaba, iar noi vom fi în teritoriu pentru a monitoriza toate aceste aspecte. Voi reaminti încă o dată că pentru ziua alegerilor vom avea o adresă de e-mail sesizare@aronpromolex.media, dar și numărul de telefon 068-43-8323, unde alegătorii sau toți cetățenii interesați care dispun de informații și aș ruga să vin sau vin cu următorul mesaj, să ne se comunice clar cine, ce, unde, ce a făcut,
sau cât mai multe detalii despre faptele observate, preferabil, dacă este posibil, și cu anumite poze sau cu anumite dovezi, dacă există, pentru cele comunicate, iar noi vom încerca să documentăm, să verificăm cazurile respective, pentru a ne asigura că, într-adevăr, cu toții contribuim la un proces electoral cât mai curat. Aceste informații vor fi plasate astăzi, la fel precum și raportul, dar și comunicatul de presă, pe pagina web a asociației, pe rețele de socializare, astfel încât cetățenii să ia cunoștință și să știe cum pot lua legătura cu noi. Dacă mai sunt întrebări sau precizări, dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc un weekend cât mai liniștit și ne vedem și ne reauzim luni dimineață. Duminică dimineață, dar și luni dimineață de asemenea.